Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor! Dezbaterile electorale pe care TVR Moldova le organizează sub genericul Alege Președintele continuă astăzi cu o adevărată, o veritabilă confruntare, o dezbatere veritabilă, pentru că avem în studio candidați în persoană, nu reprezentanți, cum se întâmplă de multe ori. Deci avem o dezbatere între doi dintre cei 8 candidați la președinția Republicii Moldova. Conform tragerii la sorți, vom urmări pe Octavian Țâcu, candidat din partea Partidului Unității Naționale. Bună seara și mulțumesc! Bună seara, Mihai! Și Tudor Deliu din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Bună seara de asemenea și vă mulțumesc pentru prezență! Bună seara! Cum domnul Deliu este la prima apariție aici în studio, cum spuneam, în persoană, da, fizic, în Galecia, în aceste alegeri, da? Aveți în vedere la ce, în aceste alegeri la dezbateri. Așa. Nu sunt pentru prima dată în evident, acest studio. Am precizat. În aceste da. Alegeri. Ne-am întâlnit și anul trecut la alegeri la parlamentare. Mă simt foarte bine, cu atât mai mult că sunt cu Octavian alături, care eu cred că ambii credem în așa ceeași. Dezbateri. Haideți să vedem. Contradictorii și nu cred să fie. Asta nu e foarte bine pentru emisiunea mea, dar mă rog, poate găsiți ceva de contradictoriu. Lumea așteaptă și diferențe ca să știe de ce vă votează. Că dacă sunteți Otova, sunteți la fel, atunci întrebarea care vine de multe ori pe buzele multora, de ce candidat separat? Haideți să răspundeți la asta, dacă tot mi-ați ridicat mingea la fileu. Ce să răspund? De ce candidat separat dacă vă unesc atât de multe lucruri? Păi eu am aici multe de spus, fiindcă noi am fost acei care la 19 august am trimis câte o scrisoare, nu Partidului Unității Naționale, ci celor din PAS și DA, care suntem împreună membri a Partidului Popular European, dar am primit refuz de a merge într-un bloc. Eu sunt ultimul care mi-am anunțat candidatura la sfârșitul lunii august. De ce? Și merg separat. Eu simplu să răspund, fără să jignesc pe nimeni, respect față de domnul Deliu, dar nu pot merge cu oamenii din spatele domnului Deliu în această campanie. Eu am o replică aici, dacă se poate, fiindcă cunoaștem foarte bine că concurent electoral este Tudor Deliu și nu este Partidul Liberal Democrat, și candidează la alegerile prezidențiale Tudor Deliu și nu altcineva. Așa că eu sunt cel care candidez la alegerile prezidențiale și eu port responsabilitate de umila mea persoană când vin în fața alegătorului. Mulțumit, domnul Țăcu, de răspunsul acesta. Poate mai târziu o să discutăm. Da, mie îmi place cum a început, pentru că vă spuneam, dezbaterile vii așa și cu interacțiune sunt pe placul telespectatorilor. Pentru că vă spuneam, este prima oară în studio în această campanie electorală, haideți să începeți cu ceea ce am întrebat și pe ceilalți candidați. Domnul Țâcu a răspuns deja, dar o să reformulez întrebarea pentru dânsul. De ce candidații dumneavoastră, de ce v-ați înscris în cursa electorală, da? Și pe ce vă bazați? Adică le cereți vot oamenilor, dar de ce să vă voteze pe dumneavoastră? Deci eu, Tudor Deliu, sunt unul din cei 8 candidați înscriși în cursa electorală pentru alegere la funcție de președinte a Republicii Moldova. Sincer să fiu, eu am meditat foarte mult înainte de a mă decide ca să candidez, deoarece pentru mine funcția de președinte a Republicii Moldova nu este un scop în sine, ci este o mare responsabilitate. Experiența de viață, experiența de muncă, mă face să conchid că cunosc foarte bine cu ce trebuie să ocupe un președinte al Republicii Moldova. Și de ce am hotărât să candidez? Am hotărât să candidez deoarece vreau ca președintele Republicii Moldova în exercițiu să-și exercite atribuțiile consfințite de Constituție și nici de cum să fie câte puțin de orice. Eu poate mai apoi mai voi oferi la programul electoral, dar zic că am hotărât să candidez, fiind cunosc foarte bine cu ce trebuie să ocupă un președinte. Vă testăm imediat. Suntem pregătiți, acum mai în glumă, mai serios, avem 2 boluri săptămâna aceasta. Am început cu un bol, cu întrebări, acum s-a mărit numărul la 2, probabil că săptămâna 3 mai încolo, spre finalul campaniei, nu o să mai avem loc pe pupitru de atâtea boluri, dar fiecare e cu rostul lui, o să vedeți imediat. Mulțumesc, domnul Deliu. Domnul Țâcu, tot așa, întrebarea de început, v-am spus că o vă reformulez pentru noi astăzi, pentru că ați fost prezent și săptămâna trecută.
ce vă mână în luptă? Adică, pe domnul Deliu întreba ce vă mână în cursă, vedeți la asta, fiind cu trecut așa de sportiv, de boxor, a zis ce vă mână în luptă, da? Eu, de pe o platformă civică și intelectuală, întotdeauna mi-am asumat această luptă. Am făcut-o ca istoric, ca publicist, ca analist politic. Am susținut partidele politice în inițiativele lor de a demonta regimuri de diferite culori care s-au perindat în Republica Moldova de la 1991 încoace. Și am ajuns la o condiție în care mi-am pus o întrebare fundamentală dacă vreau să mai trăiesc în această țară sau nu. Pentru că condiția mea de a scrie istorie este una care îmi permite să trăiesc oriunde. Și atunci am spus că ajunge să mai scriu istorie, este timpul să o fac. Mi-am asumat lupta împotriva regimului Plahotniuc. În circumscripții m-am băgat în bătaia focului la Ungheni. Am câștigat aceste alegeri și a venit un moment în care decepția masivă pe care o au cetățenii față de orice construcție politică și față de oricare lider politic existent la ora actuală pe șchierul politic m-a determinat să-mi asum această bătălie și să candidez în alegerile prezidențiale, pentru că această funcție este un prilej important pentru a determina o schimbare de paradigmă în ceea ce ține atitudinea față de politicieni și față de viitorul nostru. Mulțumesc. Acum intrăm abrupt în subiect, la întrebări. Întrebări din bulul acesta mare legate de atribuțiile președintelui. Haideți să le și amestecăm așa să fie totul, să nu existe suspiciuni, dar, până la urmă, la faza aceasta nu contează foarte mult norocul fiecăruia, pentru că răspundeți amândoi la întrebări încrucișate, așa. La aceste întrebări, mai încolo aveți fiecare câte o întrebare. Aici este o întrebare la care răspunde fiecare pe durata 2 minute. Dar haideți să începem cu cea a domnului Țicu. E vorba de fișa postului de președinte, în general întrebări luate de acolo, dar în acord cu situația, cu realitatea din Republica Moldova, nu este doar o teorie acolo. Da, ce spune la dumneavoastră? În iulie 2019 a fost modificată legea securității statului, prin care Consiliul Suprem de Securitate a primit atribuții extinse. Veți păstra aceste competențe extinse ale Consiliului Suprem de Securitate. Vreau să vă spun, dragi cetățeni, că eu personal am fost prezent în Parlament în momentul când s-a bătut această lege și eu am votat împotriva acestei legi, împotriva legii de a oferi nu președintelui statului, dar lui Igor Dodon. Deci asta este o diferență enormă. A fost făcută cu votul blocului acum și eu m-am opus vehement acestui lucru. Repet încă o dată, n-am votat extinderea competențelor, pentru că știam ce înseamnă extinderea competențelor pentru Igor Dodon. Dacă voi păstra aceste competențe extinse, puse în slujba unui ideal și a unei idei bune, aceste competențe pot fi benefice. Puse în slujba maleficului și intereselor Federației Ruse, este un lucru rău. Așa? Prin urmare, atunci când va veni momentul, vom lua decizia corespunzătoare. Un răspuns, domnul Deliu, și dumneavoastră la această întrebare? Și după aceea trecem la ce scrie pe bilețele dumneavoastră. O să fiu de acord cu domnul Țicu, dar totuși eu nu pot înțelege că dumnealău era atunci membru a blocului, era în Parlament, când aceste modificări au fost operate în lege. Eu cunosc poziția dumnealui, fiindcă dumnealui nu a susținut, dar totuși de ce nu a influențat colegii să nu susțină aceste modificări? Fiindcă aceste modificări și încă multe altele au fost făcute pe placul lui Dodon. Au fost făcute pe placul cetățeanului Dodon, care continuă să dezbine în această țară și continuă să facă lucrurile care nu ne determină pe noi cetățenii să le acceptăm. De aceea, eu cred că Consiliul Suprem de Securitate trebuie să aibă strict atribuțiile care prevede nu rezolvare, ci expunerea unora sau altor probleme. Și cu atât mai mult, eu m-am citit atent cine fac
cine sunt membrii acestui Consiliu Suprem de Securitate și majoritatea membrilor sunt fie membri a Partidului Socialiștilor, fie persoane care sunt supuse domnului Dodon. De aceea eu cred că în Consiliul Suprem de Securitate ar trebui să fie persoane din toate partidele prezente în Parlament, dacă într-adevăr vrem să avem un Consiliu de Securitate funcțional și care să decidă în rezolvarea problemelor securității Republicii Moldova. Da, deci dumneavoastră n-ați păstra actuala formulă, care cumva a dat dinții Consiliului mai mult decât era înainte, o vreți mai mult consultativ acest organism? Haideți să fim corecți, fiindcă după iunie-iulie 2019, Dodon a primit prea multe împuterniciri care au fost date de către cei prezenți în Parlament. Păi, da. Ați văzut, domnul Țicu spune că pentru Dodon nu-s bune, dar le-ar păstra dacă ar ajunge dânsul președinte. Sau n-am înțeles eu bine, domnul Țicu? În condițiile în care ar fi puse în slujba idealului pe care noi îl avem de realizat, desigur, pentru că președintele este handicapat de foarte multe atribuții. Deci este o mare diferență din punctul meu de vedere dacă aceste atribuții ar fi în mâinile lui Dodon sau în mâinile unui președinte care este determinat de interesul național al Republicii Moldova. E normal să nu depindă de persoana care ocupă funcția. Este adevărat, dar eu pledez pentru faptul că noi trebuie să aducem o claritate în puternicile unui președinte care este ales de popor. Dacă noi delegăm președintelui statului atribuții atât de limitate în condițiile în care este ales unica funcție care este ales de tot poporul Republicii Moldova, atunci trebuie să-i delegăm anumite atribuții. Din punctul meu de vedere, la acel moment, lucrul ăsta nu trebuia de făcut, pentru că asta a dus la ceea ce a dus. Și ca să-i răspund domnului Deliu, presiunile asupra menținerii integrității blocului acum au fost foarte mari, inclusiv din partea alegătorilor. Și atunci când eu am ieșit din blocul acum, tocmai din considerentul că s-a semnat continuarea alianței cu socialiștii, tot ce a căzut în capul meu a fost acuzații de trădare. Pentru că a merge cu socialiștii în bloc nu era trădare, deci încălcarea angajamentelor. Dar a ieșit de acolo și a spune fraților, noi nu mergem acolo unde trebuie, trebuie să facem ceva. Domnul Țicu, eu nu v-am acuzat de trădare, cred că colegii dumneavoastră din bloc v-au acuzat, însă cetățenii au privit lucrul acesta cu totul altfel, așa că fiți liniștit în privința aceasta. Da, întrebarea domnului Deliu, extrasă de domnia sa. Da, întrebarea mea, ce model de politică externă ar trebui să aplice Republica Moldova? Două minute. Da, eu am să pornesc de la maxima cunoscută că o țară mare trebuie să facă o politică externă mare, iar o țară mică trebuie să facă o politică externă deșteaptă. Eu nu înțeleg de ce actualul președinte a Republicii Moldova, cu referire la atribuțiile sale de politică externă care sunt stipulate în Constituție, ne reprezintă pe noi cetățenii, vorbește în numele nostru, dar face ceea ce dorește el. Eu nu înțeleg nici până astăzi de ce președintele Dodon n-a pășit hotarul României în timp de 4 ani. Țara care a investit sute de milioane în Republica Moldova, care a construit grădinițe, sate de la zero, țara care a investit în construcții de drumuri, centru de sănătate, țara care a adus cel mai mare lot de ajutor medical în timpul pandemiei și a fost primită sub tompo din Chișinău, pentru mine nu sunt înțelese aceste lucruri. Eu nu înțeleg poziția față de Ucraina, fiindcă dumnealui nici în Ucraina n-a fost niciodată, dar a declarat-o în numele nostru a poporului că Crimeea este a Rusiei. Pe mine lucrurile astea nu mă aranjează și eu nu văd că o așa politică trebuie Republica Moldova să promoveze. Republica Moldova trebuie să facă o politică externă pe picior de egalitate, prin încheierea tratatelor bilaterale, indiferent de mărirea țărilor și a Kremlinului. Eu nu vreau ca Republica Moldova să fie privit ca un frate mai mic. Eu nu vreau ca Republica Moldova sau cel care e responsabil de politica Moldova să vândă cetățenii Republicii Moldova și să prezinte în calitate de vasal la unei curți străine. Nu aceasta trebuie să o facă președintele. Președintele Republicii trebuie să facă o politică externă în favoarea Republicii Moldova și în favoarea cetățenilor ei. Mulțumesc, domnule, și pentru dumneavoastră, domnul Țicu.
În punctul 2 al angajamentelor pe care mi le-am asumat în calitate de președinte a Republicii Moldova, am stipulat foarte clar că prioritatea este ieșirea din izolarea internațională în care ne-am pomenit datorită acestei atitudini nesăbuite a lui Igor Dodon. Am menționat că primii pași care urmează a fi făcut este reapropierea din România și redresarea relațiilor cu Ucraina, restabilirea încrederii partenerilor noștri tradițional cu care avem încheiat un acord de asociere cu Uniunea Europeană și trasarea unei linii de apropiere de Statele Unite și de Alianța Nord-Atlantic. Ăștia sunt pașii pe care ar trebui să-i facă imediat un președinte. Dincolo de asta, mesajul președinției și a tuturor instituțiilor statului trebuie să reflecte un punct unic legat de statutul problemei transnistrene. Avem un teritoriu ocupat de armatele Federației Ruse, care nu respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova și independența. Astea sunt punctele cheie pe care trebuie să le aibă un președinte de stat, dincolo de faptul că imaginea lui și discursul pe care îl are trebuie să fie unul integru de la începutul mandatului și până la sfârșit. Da, mulțumesc că tot am vorbit și până acum despre atribuțiile președintelui. E bine să le reamintim pe scurt, vedem un material și revenim. Președintele Republicii Moldova reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. Poate lua parte la lucrările Parlamentului și adresează forului legiuitor mesaje cu privire la principalele probleme ale națiunii. Poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova, iar la propunerea Guvernului acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova. Șeful statului este comandantul suprem al forțelor armate și poate declara cu aprobarea prealabilă a Parlamentului mobilizarea parțială sau generală, iar în caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, președintele ia măsuri pentru respingerea agresiunii și declară stare de război. Conferă decorații și titluri de onoare, soluționează problemele cetățeniei Republicii Moldova și acordă azil politic, acordă grațiere individuală, poate cere Parlamentului să-și exprime prin referendum voința asupra problemelor de interes național, conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii și altor categorii de funcționari. Deci este momentul acum pentru a compara. Telespectatorii sunt convins că poate să compare dacă ceea ce a spus se potrivește cu ceea ce stă în fișa postului scris de președinte. Mai departe mergem către, pe scurt, că 3 minute să zile fiecare, expunerea principalelor elemente din program. Domnul Deliu, punctele forte ale programului în 3 minute. Anume, pornind de la aceste prevederi constituționale că președintele Republicii, el este cel care reprezintă cetățenii Republicii Moldova, garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, programul meu electoral este axat strict pe aceste prevederi constituționale. Eu chiar o zic că programul unui candidat la funcția de președinte trebuie să fie Constituția Republicii Moldova, deoarece aici sunt stipulate atribuțiile de bază. Programul nostru electoral constă din 6 piloni care, încă o dată zic, țin strict de prevederile constituționale, că puterea aparține poporului, stat de drept în respectarea principiului separării puterii în stat, justiție funcțională și transparentă, politică externă, apărare, securitate și reintegrare și administrație pentru cetățeni. Am pornit de la aceste prevederi constituționale, dat fiind faptul că ziceam anterior că președintele Republicii Moldova este cel care vorbește în numele poporului și este cel care reprezintă poporul Republicii Moldova. Iar chitesența platformei noastre electorale este aceea că un președinte a Republicii Moldova trebuie în primul rând să fie cel care unește și nu dezbină. Un președinte al Republicii Moldova trebuie să fie cel care își iubește poporul. Un președinte al Republicii Moldova este cel care atunci când ne prezintă atât în plan intern și extern, exprimă vocea cetățenilor. Mă refer la unul din pilon care e statul de drept pe respectarea principiului separării în stat.
Constituția Republicii Moldova reglementează că Republica Moldova este un stat de drept. Prin stat de drept sau nu, din principiile de bază a statului drept este separarea puterilor în stat. Și până atunci când fiecare putere nu își va îndeplini sau nu își va onora obligațiunile sale legale, noi nu putem să vorbim de o democrație veritabilă. Legislativul trebuie să adopte legi, guvernul trebuie să elaboreze politici și să le implementeze în problemele ce țin de viața cotidiană a cetățenilor, iar președintele Republicii Moldova, justiția trebuie să-și judece în conformitate cu legea, iar președintele Republicii Moldova să-și onoreze funcțiile sale de reprezentant, reprezentant al cetățenilor și nici de cum să-și asume toate aceste atribuții. Eu, ca cetățean al Republicii Moldova, n-am înțeles și nu voi înțelege niciodată de ce lunea președintele Republicii Moldova cheamă prim-ministru și președintele Parlamentului și le dă indicații ceea ce se facă. Eu nu se pot înțelege niciodată de ce și în actualul program electoral a tovarășului Dodon o să găsim acolo tot ce dorești, el poate să facă el și drumuri și pensii și salarii și multe altele, inclusiv el va schimba și predarea istoriei în școală și limbă, deci nu sunt aceste funcții ale președintelui Republicii Moldova. Repet, foarte bine sunt reglementate funcțiile în Constituție, deoarece Republica Moldova este un stat parlamentar și președintele are doar atribuții de reprezentare și de mediere între puterile și partidele politice din Republica Moldova. Pe aceste idei este programul nostru electoral. Domnul Țăcu, îl rog să se pronunțe pe aceeași temă, dar îl văd neîncrezător, nu? Sau ce însemna privirea asta? Nu, am vrut să zic că aici s-au separat apele, hai să zicem. V-am spus așa că aveți și diferențe, că e prea... Aici s-au separat apele pentru că domnul Deliu este în contradicție cu crezul lui, pentru că el este unionist, eu știu chestia asta și el trebuie să spună astăzi astea alte lucruri, așa cum o fac majoritatea politicienilor în Republica Moldova, care sunt unioniști și care pledează alte cauze. Bine, noi venim cu un proiect de țară pe care îl propunem tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Am spus lucrul ăsta de nenumărate ori, am desfășurat campania ce înseamnă unirea cu România și acest proiect este unul care cu siguranță va reuni cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limba și originile etnice pe care le are, pentru că este un proiect de prosperitate, bunăstare și securitate prin reîntregirea cu România. Asta este viziunea noastră clară, iar sloganul președintelui care ne unește înseamnă tocmai acest lucru. Suntem un partid al unității naționale, unim cetățenii Republicii Moldova în jurul acestui proiect și ne unim cu țara. Asta este ceea ce propun eu ca președinte de stat după 30 de ani de scris istorie și de încercat de a face din Republica Moldova o construcție viabilă. Sigur, în calitate de președinte, dar nu neapărat reieșind din ceea ce spunea domnul Deliu, că ne ținem strict de Constituție, pentru că orice profesor de istorie și politologie știe cum președinte are împuterniciri legale, formale și informale, care derivă din acest statut al puterii. Prin urmare, mi-am asumat 5 angajamente, 2 dintre care sunt imediate. Cel ce ține de dizolvarea actualului Parlament, pentru că nu vom putea merge mai înainte pe aceste scopuri pe care ni le-am propus, dar dincolo de asta și din considerentul că votul exprimat cetățeni în februarie 2019 nu mai este reprezentativ. Ne-am propus ieșirea din izolarea internațională prin lucrurile pe care le-am menționat, prin reapropierea de România și redresarea relațiilor cu Ucraina, restabilirea încrederii partenerilor noștri externi, Statelor Unite și Uniunii Europene și 3 angajamente pe care ni le luăm din actul de guvernare. Fără îndoială, Partidul Unității Naționale va fi un partid parlamentar care ne vom asuma actul de guvernare tocmai pentru realizarea celor 3 angajamente. Unificarea infrastructurii cu România, pentru că este calea cea mai ușoară de acces prin Uniunea Europeană, racordarea la sistemul educațional ca să nu mai avem diferențe de diplome și de curriculă școlară, inclusiv prin adoptarea standardelor educaționale românești și în cele din urmă cel mai important angajament care urmează a fi făcut împreună cu alte partide pro-europene este
integrarea sistemului de apărare, securitate și ordine legală cu cel din România și structurile euroatlantice. Pentru că fără securitate nu poate exista prosperitate. Eu, fiindcă am fost vizat, da, domnule Țicu, eu sunt unionist. Însă privesc lucrurile cu totul altfel și eu cred că noi nu trebuie să vorbim astăzi despre unire, dar noi trebuie să vorbim despre reunificare. Fiindcă acel pact de unire sau actul de unire de la 27 martie 2018, care a fost votat de sfatul țării, respectiv consfințit prin declarația de la 1 decembrie de la Alba Iulia, nimeni nu l-a amânat până astăzi. Și noi trebuie să vorbim despre reunificare. Așa dar, este, dar atunci domnule, când ați fost la guvernare n-ați făcut nici unificare, dar domnule Țicu, permiteți să-mi termin gândul, eu nu văd reunificarea la nivel doar de slogane electorale, fiindcă astăzi se merge în alegeri, nu poate fi un proiect de țară până atunci când nu există și un proiect între guvern ambelor țări, între parlamentele ambelor țări. Eu cred că iată ceea ce spuneți dumneavoastră în viitorul apropiat, noi aici trebuie să luptăm ca să vină în parlament o majoritate ca să-ți dorească acest lucru. Însă eu astăzi, în calitatea mea de președinte, nu pot să zic că eu am să rezolv în viitorul imediat această problemă. Problema reunificării Republicii Moldova rămâne de problemă și primordială pentru partidul pe care îl reprezint, da, pe Partidul Liberal Democrat, dar noi îl vedem totuși în alt fel, nu prin slogane și prin strigăte în stradă. Domnul, noi avem astăzi, ce scuze, domnul Țică, noi avem astăzi unele partide care au trei oameni și o ștampilă și vor unirea. Eu nu înțeleg nici până astăzi, pentru că eu sunt cel care am luptat în 89 pe baricade pentru Republica Moldova, pentru trezirea la demnitate. Eu sunt cel care cu arma în mână, în 92, am luptat în Transnistria pentru reintegritatea Republicii Moldova. Dar eu nu înțeleg un lucru, domn Țicu, cum dintr-un partid liberal s-au format patru partide. N-ați putut împărți dezideratul unirii? Sau care este problema? Fiindcă sunt patru partide care veniți și veniți cu un slogan, însă nu veniți cu un proiect de țară care poate să fie promovat. Minute, domnule Liu. V-ați enervat degeaba. Nu m-a enervat, domnule. Nu pot să mă enervez. Foarte simplu. E dreptul de la replică, ați fost vizat direct. Faptul deci că ați invocat 1918 vă dă o bătă în cap. În 18 n-a fost niciun plan de integrare a țării. S-a votat în sfatul țării. Corect, unirea și aia s-a făcut. Și România Mare n-a fost niciun plan. S-a făcut unirea reieșind din dorință. Prin sfatul țării? Din dorință, prin vot. Prin vot. Trebuie să avem un parlament care să voteze. Exact. De asta și am preluat aceste... Când vorbiți despre restul unioniștilor, este un criteriu foarte simplu de a ști cine e unionist și cine este țipăleu. Pentru că atunci când vorbești de unionist, trebuie să întrebi cu cine vorbești la București, ca să faci unirea. Noi vorbim cu PMP-ul, așa, cu președintele Băsescu, care ești președinte de onoare. Iar PMP-ul este al treilea partid ca mărime și acest plan de reintegrare, el este foarte bine cunoscut și este un plan pe care noi l-am propus cetățenilor noștri, aceste foaie de parcurs pe care avem nevoie să o facem. Iar cei care se declară unioniști și au actul de guvernare în mână, așa cum l-ați avut dumneavoastră în perioada în care ați fost la guvernare și n-ați făcut unirea, deci este o altă problemă pe care o repet încă o dată. Unioniștii și cei care cred în cauza reîntregirii trebuie să facă reunirea. Dar nu trebuie să complacă în ipostaza de stataliști, să facă politici reieșind din ceea ce spune șeful și liderul spiritual. Noi nu am avut de plină guvernare. A fost și partidul din care faceați parte și, dacă nu mă înșală memoria, și ministru ați fost în perioada aceea. Trei luni. Dar nu contează. Dar ați fost ministru. Trei luni. Cât privește cu cine contactați la București, domnul Țicu, dumneavoastră cunoașteți foarte bine lucrurile. Când am avut discuții înainte de alegerile locale, când vorbeam despre desemnarea unui candidat la nivel de Chișinău, eu am fost și m-am întâlnit cu domnul Băsescu. Cunoașteți că am discutat despre lucrurile foarte acestea. Și am discutat, dar până la sfârșit nu vreau să scot detalii din discuțiile noastre. Eu am lăsat mai mult timp, am depășit cu mult timp alocat aceste întrebări, am lăsat mai mult spațiu pentru că am văzut că e un interes mare și pe Facebook. Sunt discuții pe această zonă, controverse pe tema unionistă. Și pe Facebook. Vă invităm în continuare să vă exprimați și eventual să adresați întrebări pe pagina noastră de Facebook TVR Moldova.
Acum, dacă mai are domnul Țicu să completeze ceva, să răspundă, sau este subiectul încheiat? Când așa, cred că discutăm până mâine. Da, mai are ceva minute, dacă poate să profite acum. Eu sau... știți că n-aia, ne împușcăm cu gloanță până dumneavoastră rămâneți fără și eu vorbesc ce am de spus. Fără replică. Nu noi trebuie să ne împușcăm cu gloanță, avem în cine împușca. Deci e o strategie aici. Bun, mergem către întrebări. Să vedem ce au de întrebat și telespectatorii, de fapt, electoratul. A fost la rândul lui întrebat direct cu oamenii pe stradă, întrebați de colegii mei, să vedem ce așteptări au de la viitorul președinte al Republicii Moldova. Ce așteptări aveți de la viitorul președinte? Să aibă ca priorități colaborare cu tinerii și în primul plan să fie politicile pentru tineret, să colaboreze cu Parlamentul și să vină cu proiecte legislative ce ține de tineret, dezvoltarea sectorului de tineret în Republica Moldova. Ce n-au făcut alți președinți și ați aștepta de la cel care ar fi ales să facă? Cred că ar fi bine ca să retragă titlurile care le-a dat persoanelor care nu le-au meritat și colaborarea cu sectorul privat, atât cu cetățenii Republicii Moldova, cât și cu statele vecine și statele partenere Republicii Moldova. Oricare președinte n-ar fi ales, țara este într-o situație foarte grea și, în general, situația mondială este criză pandemică. O să fie greu. Ce trebuie să facă? Să găsească soluții împreună cu poporul și cu, cu guvernarea noastră care este. Așa, numai să lucreze. Să lucreze mult și deștept. De la următorul președinte, cel puțin să fie o doamnă. Dar lăsând gluma la o parte, să creeze, nu știu, relații stabile cu mai mulți țări din extern. Guvernul, Parlamentul și președinția trebuie să conlucreze, nu să fie o verticală a puterii. Actualul președinte contribuie la crearea, în impresia oamenilor, o verticală a puterii, când președintele decide tot în stat, dar nu e așa într-o stare drept. Nimic nu au făcut alții, asta e problema, că alți președinți mai că nu au făcut nimic. O parte, foarte mult timp am avut interimari care erau doar de formă, după care a venit domnul președinte actual, care la fel îndeplinește o formă, doar că încearcă să creeze impresia în stat că decide ceva. Următorul președinte să fie un președinte cu P mare, să aibă grijă de stat, să valorifice puterea sau atribuțiile pe piața externă. Ce nu au făcut alți președinți și ar trebui să facă cel care va fi ales? Să-și iubească cu adevărat țara. Revenim în studio. Răspundem, da, începem, evident, că ai mai multe minute. Și a fost și ministrul tineretului, dar mă rog, s-a nimerit acum cu întrebarea aceasta, la care o să răspundeți și noastră, dar are mai multe minute, domnul Țicu. Pentru tineri, în primul rând, ce faceți? Despre politică externă ați vorbit deja, ați fost întrebați, dar probabil că acolo nu mai e cazul să intrăm în amănunte. Și reamintesc eu după aceea ce întrebări s-au mai pus. Începem cu tinerii. Bun, experiența mea de ministru mi-a arătat că avem un tineret foarte activ în Chișinău și pe anumite segmente în localități, care se concentrează în ONG-uri care fac anumite activități. Și acest lucru, vreau să vă spun că este și bine și rău, pentru că în rest tineretul rămâne în afara viziunilor pe care le are actul de guvernare și mă refer la noțiunea de tineret în sine, care de cele mai multe ori se reduce la cei care fac facultățile și care sunt, dar de fapt tineretul sunt o categorie mult mai extinsă și includ și cei care intră în mediul rural, merg peste hotare și care nu au... Cea mai gravă este problema tineretului rural, așa cum am depistat în cadrul Ministerului, pentru că ei sunt într-o lipsă de activități. Refacerea acestor centre și cămini culturale interbelicul românesc a avut o experiență extraordinară în acest punct de vedere, în care trebuie să avem deci o această, nu în regimentare, dar o anumită ocupare a tineretului din punct de vedere cultural și social. Și desigur, acest lucru trebuie să reflecte și în felul în care este abordată această problemă în instituțiile superioare de învățământ, dar problema globală este marea dezamăgire care există la tineri față de actul de guvernare și față de lipsa de viabilitate acestui stat care îi dezamăgește și care îi face să pleci tot mai mult, pentru că în mare parte pleacă tinerii, ei mai ușor se încadrează. Este și o dorință, dacă vreți, ca în perspectivă, atunci când vom restabili încrederea și vom reface procesul de reîntregire, ca acești tineri să poată reveni acasă, pentru că ei vor fi acest motor, această forță motrică care vor readuce lucrurile în firesc în Republica Moldova.
Deci răspunsul pentru tineri în mare parte ține tot de reîntregirea cu România. Eu numai așa o văd, pentru că ea este cheia de boltă a construcției în general a viitorului nostru. Pe scurt, pe tema aceasta, domnul Deliu? Niciodată nu am fost de acord că tineretului îi aparține viitorul. Tineretului trebuie să-i aparține și prezentul. Cu părere de rău, noi astăzi în Republica Moldova nu avem elaborate politici pentru tineret. Că dacă atunci când eram la guvernare, era Ministerul Tineretului și Sportului care se ocupa de elaborarea politicilor și implementarea lor în acest domeniu, astăzi a dat uitării. Și cu părere de rău, mare parte din tinerii noștri, care, așa cum spunea și domnul Țicu, că unii concep doar pe cei din instituțiile de învățământ, însă în conformitate cu legea cu privire la tineri, tinerii sunt până la 35 de ani, sunt tineri care au format familii, înființat familii, sunt tineri care activează în câmpul muncii, însă atitudinea guvernării față de această pătură foarte și foarte importantă pentru societate este încă sub nivel. Eu cred că noi trebuie să investim în tineret, noi trebuie să promovăm tineretul și eu mă bucur că noi în alegerile locale Partidul Liberal Democrat a promovat foarte mulți tineri și noi astăzi îi avem. Mulțumesc. În funcție de primari, consilieri locali, pe scurt, vicepreședinți de raion. Răspundeți și la întrebarea aceasta pe scurt, că am reținut-o din ce spuneau tinerii, cei intervievați. Cred că ar fi bine să retragă titlurile pe care le-a dat persoanelor, le-au dat persoanelor care nu le-au meritat. Ca președinte să retrageți titlurile date celor care nu le-au meritat. Bun. Noi avem așa o tendință că trebuie să demolăm monumente, trebuie să retragem ce s-a dat, trebuie să vină un președinte și să anuleze anumite lucruri care s-au făcut. Sigur că aici trebuie o abordare sistemică pentru că trebuie de văzut motivațiile pentru care s-au dat anumite titluri și ordine. Dacă ele într-adevăr nu corespunde, eu nici nu știu dacă există vreo prevedere de retragere. Probabil există, dar ea n-a fost aplicată până la ora actuală niciodată. Deci există, domnul Țicu, o prevedere, președintele poate să ia și președintele poate să retragă. Eu, adică poate retrage ceea ce a dat înaintea lui cineva, da? Sau... Nu, și ceea ce a dat înaintea lui cineva, fiindcă prin decret prezidențial se dă și prin decret prezidențial se ia. Eu tot sunt de părere aceasta că totuși aici trebuie să fim foarte, foarte precauți. Dar mie mi se pare că prea mult ne aruncăm în vânt cu Ordinul Republicii, prea mult ne aruncăm în vânt cu gloria muncii și multe, multe alte ordine și medalii care le trebuiesc meritate. Noi, iată, chiar zilele trecute a fost în presă foarte și foarte mare discuții cu privire la acordarea unui titlu unui cetățean. Eu nu dau numele, fiindcă cetățeanul trebuie să merite să obține. Da. Ordinul Republicii este cel mai înalt ordin în Republica Moldova. Mulțumesc. Și el cu dânsul nu trebuie de speculații, zic așa. Să menține diferența aceasta pe care trebuie să o recuperăm cumva. De fapt, e grija domnului Țicu până la urmă, la și a mea ca moderator. Spuneți-mi răspuns scurt, la dumneavoastră mai lung, la domnul Țicu, despre părerea tânărului care ar fi dorit președinte o doamnă. Ați zâmbit sau, mă rog, amar? Sau deci nu știu el a zis că a glumit. El își vrea un președinte și eu sunt absolut de acord cu ceea ce a spus-o ultimul vorbitor, că își vrea un președinte care să reprezinte acest popor, atât în țară cât și pe scotare. Domnul Țicu. Eu aș porni de la a doua condiție pe care, pentru că evident că băiatul a glumit. Eu nu văd nicio diferență dacă ar fi o femeie sau un bărbat. În condițiile actuale din toți candidații care avem. De aceea, să fie o președinte care are ca idee supremă idealul de reîntregire națională. Asta este ceea ce cred eu că ar salva în Republica Moldova cu adevărat lucrurile ori actual. Iar din candidații care sunt în cursă, deci niciuna din femei nu susține acest ideal. Bun, trecem la bolul mic cu întrebări personalizate. Sunt legate de istoria recentă a Republicii Moldova de după 90 și de președinții pe care am avut până acum. Sunteți de cunoștințe, dar avem... Ne puneți să dăm examen. Nu, este e un fel de... Hai să explicăm după aia. Aici fiecare are întrebarea proprie.
Începe cu domnul Deliu de astăzi. Dar de ce poate numai cu mine? Păi nu că am început cu domnul Țicu. Dar bun, nu, la alegere, să știți că n-am un partipri aici, deci putem să începem cu cine doriți, dar haideți să dăm citire întrebărilor. Domnul Țicu, ce v-a căzut dumneavoastră? Data și anul în care Republica Moldova a aderat la Organizația Națiunilor Unite este exact data dinaintea începerea conflictului transnistrean, este 2 martie, cred, 1992. Da. Răspuns corect, 2 martie 1992, odată cu începerea conflictului armat de pe Nistru, aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite. Așa este. Mulțumesc, domnul Deliu. Ce zice acolo? Câți președinți a avut Republica Moldova și care a fost ordine în care au fost în aceste funcții, exceptând interimatul funcției? Eu pot și despre interimat și chiar o să-i numesc. Deci primul președinte a fost domnul Mircea Snegur, mai apoi a fost Petru Lucinski, mai apoi Voronin și s-a pornit cu interimatul. Lupu, Ghimpu, respectiv, mai apoi ales de către Parlament domnul Timofti și respectiv prin alegeri directe în 2016 Dodon. Deci 5 președinți, da? Fără interimat. 7 cu toți, da, 5. I-am numit, da. Da. Bun. Asta este pentru noi și o formă de a populariza activitatea președinților. Face și cultură politică, ați văzut aici, pentru că mai dăm și ce înseamnă atribuțiile președintelui, toate lucrurile acestea care trebuie cunoscute de telespectatori. Mai mergem la o întrebare din aceasta legată de... atribuții. De, da, atribuții și de proiectele dumneavoastră. Domnul Țicu? Ce soluții de reglementare a problemei transnistrene aveți în vedere? Este un dosar complicat, deci puteți vorbi... Ce soluții de reglementare a problemei transnistrene aveți în vedere? E un dosar complicat, puteți vorbi puțin mai mult, poate mai recuperăm din diferență față de domnul Deliu. Dacă nu, nu. Sunt două perspective de care o să vorbesc imediate, pentru că un președinte de țară și o guvernare pro-europeană are o mulțime de instrumente pentru a soluționa această problemă, pentru că nu este un conflict înghețat, dar un conflict al soluțiilor înghețate. Spre exemplu, chiar atitudinile tranșante legate de felul în care gestionăm situația satelor aflate sub jurisdicția Republicii Moldova în zona transnistreană, ștampilele de export pentru transnistreni, libertatea cu care circulă încolo încoace și toate astea spun lucrul ăsta din perspectiva faptului că dacă la Chișinău ar fi existat voință politică și o determinare în rezolvarea acestei probleme, ea s-ar fi rezolvat. Cu regret, interesele pe care le au oamenii de politici de la Chișinău în diferite circumstanțe s-au înțeles foarte bine. Și Voronin, și Filat, și Plahotniuc, deci au rupt voturile de la transnistreni în cele de urmă, arată de fapt o relație foarte bună pe care au avut. Deci la momentul actual există posibilități, deci chiar în interior cu resursele limitate pe care le avem. Avem nevoie de o schimbare a formatului de negociere în care România să fie inclusă și acest lucru să fie pus pe tapet în diplomația pe care Republica Moldova o are. Dar în plan îndelungat, și lucrul ăsta l-am spus foarte clar și la punctul 5 în angajament, noi avem nevoie de transferul instituțiilor de securitate și apărare a României și a Alianței Nord-Atlantice, pentru că acest lucru ne va oferi garanția unui scut de securitate în condițiile în care noi vrem să salvăm Republica Moldova din ceea ce a rămas, cu perspectiva ca în perioada ulterioară, soluționând problema basarabeană, hai să spunem așa în ghilimele, să procedem la rezolvarea acestei probleme transnistrene într-o diplomație bilaterală cu Federația Rusă și cu Ucraina și evident cu partenerii de Alianță Nord-Atlantică. Domnul Deliu, ce scrie dumneavoastră? Președinții de până acum n-au recurs la instrumentul constituțional al consultării populare. Dumneavoastră vă gândiți să-l folosiți? În ce activitate ați convocat un referendum? Da, n-au recurs în des, sau s-a întâmplat, dar de puține ori. Deci,
un referendum în Republica Moldova promovat și respectiv efectuat de către, promovat de către președinte, practic nu a avut loc în Republica Moldova. În pilonul întâi, puterea aparține poporului, deci avem că consultarea cetățenilor prin referendum în cele mai importante probleme ale societății. Dați-mi un exemplu. Și când zicea, aveți vreuna... Păi da, și în, dumneavoastră vă gândiți să-l folosiți, da. Eu mă gândesc să folosesc acest instrument de consultare a populației în problemele de interes deosebit, dar nu în problemele care nu țin de competența președintelui. Fiindcă președintele vroia să inaugureze, să organizeze referendum ce țin de ce limbă vorbim, ce istorie să învățăm, asta nu președintele trebuie să decidă și nici poporul. Ăsta lucru trebuie să-l spună să avanțe. Eu aș organiza referendum în problemele stringente ce țin de această țară, la nivel de implementare a unei politici, la nivel de... Dați-mi un exemplu. Nu, vă dau un exemplu. Iată, noi am vorbit acum foarte mult despre problema tineretului. Eu cred că poate fi un referendum de consultare în ceea ce privește politicile de tineret. Nu trebuie să ne ascundem de asta, pentru că noi avem exemple în foarte multe țări când problemele de interes deosebit pentru societate sunt puse la discuții la referendum. Deci întrebarea spune la tineret. Eu aș pune la tineret, eu aș pune o problemă foarte interesantă în referendum cu referire la politicile de tineret. O să discutăm despre această problemă. Și de ce nu? Deci este o problemă stringentă. Da sau nu? Adică la referendum. Da, e simplu. Nu că da sau nu. E vorba de consultare și acolo nu e numai da sau nu ca să zici vrei tineretul să muncească sau nu vrei să muncească. Nu, e, nu aceasta e problema. Da. Și... Domnul Țicu, mai vrei să spuneți ceva pe tema asta? Pe referendum? Da, am văzut că vrea să-l completați. Nu, nu. Mergem mai departe. Pentru că am rămas, mergem mai departe, dar ne întoarcem puțin. Am rămas să răspund și eu sau nu? Sau întrebările sunt individuale? Fiecare la lui. Da, fiecare cu lui. Da, puteți să vă exprimați, că și până acum am făcut, să vă exprimați punctul de vedere și fiecare la despre acest lucru. Răspundeți, domnul Țicu. Mă uit că domnul Deliu a rămas fără gloanță. Fără gloanță ați rămas. Nu, fără glas rămâne. Bun, eu am spus pentru un președinte de stat cu viziuni unioniste, deci referendumul sau... Ideea supremă de referendum ar fi tocmai pe această întrebare, dacă își doresc oamenii unirea sau nu. Și acest lucru trebuie pregătit pentru că cetățenii Republicii Moldova trebuie să vadă întâi beneficiile unirii și să fie convinși de această necesitate. În ceea ce privește restul problemelor, eu cred că noi trăim într-un organism viu. Dacă apare o problemă de urgență națională sau de președintele trebuie să vină cu o propunere pe orice chestiune care ține de o consultare populară prin referendum. Cu privire la problema care spuneți dumneavoastră, da, cu reunificarea sau unirea, eu nu aș risca, domnul Țicu, ca în timpul apropiat să pui la referendum această problemă, deoarece astăzi, poate mă greșesc, dar undeva cei care își doresc reunificare se apropie de 40%, cam așa ceva. Poate sunt greșit, puteți să mă corectați. Și atunci, dacă noi ieșim cu această problemă la referendum și ei vor zice nu, da, va fi o problemă pentru noi. Mai aveți 50 secunde în care vă rog să răspundeți și dumneavoastră și în minutele pe care le mai are și domnul Țicu la o întrebare legată de lupta cu coronavirusul, cu pandemia, pentru că a fost o întrebare a unuia dintre cei intervievați pe stradă și evident că ne cere realitatea. Dacă mâine, poimâine ajungeți președinte, nu? Pandemia încă este aici. Ce soluție? Aveți vreun plan de redresare? Noi l-am propus unitate în timp de pandemie, pentru că noi vedem vital această problemă de legătură cu statul român, trebuie să aibă în continuare politica de susținere a Republicii Moldova, iar ieșirea din izolarea internațională prin asumarea unei guvernări pro-europene trebuie să facă posibil această ajutor al Uniunii Europene pentru redresarea acestei probleme. Altfel vom ajunge într-o situație în care noi nu vom găsi soluții în interior și ne vom prăbuși cu toții în COVID și vom sta în rând când ne vom îmbolnăvi și să ne tratăm. Deci asta este viziunea actuală, pentru că sistemul medical în felul în care a fost gândit până la ora actuală este falimentar, ca și statul în sine. Într-adevăr, sistemul medical din Republica Moldova nu a fost pregătit pentru
această provocare, pentru această pandemie, pentru acest COVID. De aceea, eu nu pot să zic că dacă mă alegeți pe mine președinte, eu mâine rezolv această probleme. Prea departe ne-am dus, fiindcă pe zi ce trece, numărul celor infectați crește și eu cred că problema numărul unu este aceea că însăși cei care trebuie să lupte cu această pandemie au încălcat ei singuri toate hotărârile pe care le-au adoptat. Mulțumesc. E posibilă coalizarea Dreptei, domnul Țăcu, în turul 2? Este obligatorie coalizarea Dreptei în turul 2, care ar trebui să treacă peste toate lucrurile pe care le au de animozitate și de disensiuni în timpul campaniei și înainte de asta și să ne mobilizăm. Noi vom da votul pentru un candidat anti-Dodon, pro-România și pro-Europa. Asta este viziunea pe care am anunțat-o și vom face lobby și susținere pentru acest candidat. Da, pentru că v-am întrebat de dreapta, pentru că aici sunt reprezentanții formațiunilor, mă rog, de dreapta cu orientare spre vest. Și de aceea era întrebarea dacă după turul 1, în caz că nu intrați în turul 2, ce veți spune electoratului? Să stea acasă sau să voteze pentru cineva anume? Deci am înțeles. Mergeți pe... Mergem pe ideea faptului că dacă Țicu Octavian nu intră în turul 2, ceea ce ne dorim foarte mult... Vom susține un candidat pro-european și pro-românesc anti-Dodon. Deci asta va fi viziunea noastră. Și motivația, argumentația, pentru că mai aveți puțin timp? Motivația, eu nu cred că este nevoie de o motivație. Toți cetățenii Republicii Moldova, în majoritatea lor, iar actualul parlament, prin vot, este pro-european, trebuie să revenim la această direcție de orientare pro-vest și să ne asumăm cu toți împreună. Scurt, da sau nu? Profilul meu coincide fix cu ceea ce a zis domnul Țicu. Sper că în turul 2 până-l va vota pe Deliu. Da, mai ne apropiem de minutul de final. Mai are 30 de secunde, așa, dacă vrea să le folosească domnul Țicu, că tot se bucura că are mai multe gloanțe decât Țicu. N-am vrut să fie lipsă de fair play, l-am ajuns. Da, ați recuperat pe parcurs. Bun, atunci ne pregătim pentru minutul de final, prin care vă adresați directele spectatorilor și le spuneți ce vreți dumneavoastră să le spuneți pentru a-i determina să vă voteze. Cine vrea? Stimați concetățeni, la data din 1 noiembrie avem de susținut un examen. Un examen în bază de test cu 8 necunoscute. Dumneavoastră, atunci când veți veni în biroul electoral a secției de votare, veți primi buletinul și veți merge spre cabina de vot. Eu vă rog mult să meditați, să nu vă grăbiți să aplicați ștapila votat într-un patrulater sau altul. Gândiți-vă, votul dumneavoastră contează. De dumneavoastră depinde cine vă va reprezenta pe parcursul a 4 ani de zile. Nu uitați că cineva spunea că votul e mai puternic ca glontele, el împușcă. Țintiți bine, ochiți bine și vedeți pe cine votați. Eu vă chem să votați competența, curajul și demnitatea. Sunt în buletin poziția 3. Mulțumesc! Domnul Octavian Țicu? Eu n-am să fiu original, pentru că eu am singur mesaj pentru dragii noștri cetățeni, un îndemn de a merge la vot și de a te ne uita în dosarul fiecărui candidat. Să alegem un om fără dosare penale, fără legături cu lumea interlopă, fără legături cu oamenii care au furat miliardul, fără oameni care au făcut cârdășii cu socialiștii și au predat țara lui Dodon și, desigur, fără acest președinte care ne-a compromis în totalitate imaginea. De 30 de ani suntem mințiți, furați și trădați. Ajunge. Este momentul să revenim acasă, iar noi vă oferim un proiect de țară, iar Octavian Țicu este singurul candidat care poate realiza reîntregire. Domnilor candidați, vă mulțumesc mult pentru prezența în studioul electoral al TVR Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o acestei ediții și acestei ediții vedem vizualizările pe Facebook și comentariile dumneavoastră. Vă interesează emisiunile noastre electorale, dezbaterile de aici și vă așteptăm în continuare să ne urmăriți mâine de la ora 19, o nouă confruntare. Toate bune!